Această atmosferă a atras ca un magnet oamenii în centrul Piteștiului. 7 fanfare din 5 țări au dat tot ce au putut și au primit aplauze de la oamenii adunați ca la urs. Fiecare fanfară are acum majorete și musai o coreografie. Toate fanfarele au defilat prin centrul Piteștiului până la locul unde au concertat. Cei în vârstă s-au uitat nostalgici la fanfare și au rememorat perioadele când zi de zi fanfara cânta în parcuri. Atunci toate aveau parfum de epocă. N-ați revoluția așa ceva? Cam de mult. Pentru mine e un eveniment, n-am mai ieșit de mult în casă și când am văzut toate chestia astea m-a uimit. Și m-a impresionat că Piteștiul nostru e... Viu, da. Aveți dreptate. Chiar sunt foarte impresionată. Orchestrele au fost însoțite de majorete cu pampoane, de fapt sarea și piperul reprezentației. Manifestarea de la Pitești a avut darul de a-i scoate din case pe oameni și de a le reda atmosfera de promenadă adorată de generațiile secolului trecut.